Ia uite pe Romo. S-a tăchit. A fost greu aici. Și l-a întors. Și o seamă popșoi și popșoi ars. Ia ca nu și pus de mine. Este 30 de ani eu. Din 90 am fost de act. S-a uscat anul ăsta. Asta e domeniul preferat care mi l-am ales. Am terminat tehnicum agricol din Tiraspol și după aceea am venit unde ne-a dat îndreptare sovhozul Căușani. Am activat deodată în domeniul aprovizionării. Pe urmă m-au trecut să lucrez specialitate la brigadier la Diș Livez și am lucrat acolo 25 de ani. Avem în gestiune 100 de hectare de vie și 50 de hectare de livadă. Și voi instrumente și procesare? Da. Vinificația pentru mine este mai degrabă o pasiune decât un job, hai să-i spunem așa. Mi-am ales această pasiune încă din universitate, când am studiat și continui. Această ramură să o dezvoltăm. La moment, vinăria noastră este chiar acasă. Avem plantații proprii, an de an dezvoltăm, lărgim plantațiile, lărgim vinăria, așa că toată pasiunea asta să devină poate și un mic business. Равликами начали заниматься где-то лет 10 назад. Вот. Поехали с друзьями в Европу. Да. Потащили они нас в улиточный ресторан. Вот. Мы были очень сильно удивлены. Для нас это была новинка. И, конечно же, захотелось этот продукт попробовать завести в Украину. И не просто его завести на уровне купи-продай, а именно открыть фермерское хозяйство в больших масштабах. В 1990 я взял памянту. Мы были 5 персон, я формат кооператива «Вяца нова», так и деномирия. И я садил о ливаду де персич, câte jumătate de hectare de viță de vie. Ei, am activat câțiva ani, prin 96, de-am, parcă am înjiet noi o lecțică și am mai luat în câte 2 hectare. Și așa, încetișor, am grămădit până la 11 hectare. Primii care, eu zic, cineva să mă blastă, pentru că eu am fost primii care am luat pământ și am farmat colhozul. Vinăria artizanal am început-o încă din prin 2004, dar oficial ne-am înregistrat după 2011, când s-a schimbat și legislația cu privire la vinificație, deci vinul a devenit produs alimentar, nu produs alcoolic, s-a exclus licențierea din vinificație și asta a dat posibilitate noi ca mici producători să ne înregistrăm oficial, să activăm. Iar brandul actual Gogo Winery a apărut din 2014 pe piața Republicii Moldova. То есть мы занимаемся параллельно и выращиванием и занимаемся реализацией. Кулитки мы выращиваем двух видов. У нас есть Хеликса с персом Мюллер. Это улитка, которая кушается целиком. Она есть на рынке Украины, в магазинах. Она продается в открытом доступе. И улитка Хеликса с персом Максима. Мы ее выращиваем для нескольких позиций. Это косметологическое направление, это гастрономическая икра и филе. Noi acum punem mult accent pe soiurile astea locale, da? Fitească albă, regală, neagră, viorica, mai avem așa soi. Și mai avem un interes de a avea cel puțin o medalie la fiecare vin care noi îl producem, la nivel internațional. Și asta ne reușește. Adică noi nu ne fugărim după numărul de medalii, dar mai degrabă după ca fiecare vin să aibă câte o medalie, știi? Când o așteptă să împărțe pământul, pe anii 90, pe rand de 8 un ajotaj, tăți pământ, vroiau... Am văzut că liderii huzuresc, adică eu pământul în arendă, le mai dă acolo ceva la proprietarii pământului, dar se spune că nu e corectă părerea mea gestionarea pământului la moment, fiindcă hectarul ăsta trebuie să dea și ouă, și carne, și lapte, și alte, și legume, și poamă, tot. Atunci ar trebui să spun, dacă liderul ăsta are luat 1000 de hectare
Și el a pus 3 tractorii și 2 combaineri cu 5 oameni la un sat. A luat tot pământul în arendă. De asta e bun că îl prelucrează. Și el produce grâu, răsărit și porumb. Și gata. Oamenii și n-au de lucru acolo. Atunci era și fermă, era și o mică grădină pentru a produce niște legume, niște ce, pentru sat, chiar nu mai spunem, de exportat. Dar mă, nici un lider nu vrea să audă. Această dorință, hai să spunem așa, de, sau euforie de a avea tot propriu, deja s-a trecut, s-a, odată cu anii 90. Pentru că totuși este un domeniu care necesită și specialiști, da? Să fii specialist într-o oricare măsură, într-un anumit domeniu. Și este o îndeletnicire comunitară, da? Unde trebuie să activezi. Eu nu aș vrea să spun că trebuie de întors iarăși la colhozurile cele care au fost, dar totuși, cumva, și înaintea colhozurilor erau oameni care aveau mult mai mult teren și se ocupau exclusiv cu agricultura și erau oameni care se ocupau doar cu creșterea animalelor și așa mai departe. Deci și fiecare trebuie să-și aleagă un domeniu și să-l dezvolte bine. Nu poți să ai o oaie, o vacă, un cal și 3 ari de pământ și să fii mare gospodar. E cam complicat. Este dimi dulce, așa e. Nici zin, nici mus. La moment noi cam ne prindem a bate joc de pământ, părerea mea. Da, îi dăm noi nițel, îngrășăminte, minerale și gherbicide. Eu când mă duc și mă uit și curățenii prin răsărită, prin porumb, da și în grâu, am mers o dat gherbicid. Da, la moment anul ăsta crește grâu, azi mai crească 5-6 ani și pe urmă... Dacă să vorbim despre pesticide, desigur că aplicarea lor trebuie să fie reglementată, trebuie să fie neapărat monitorizată de un specialist și nu putem să aplicăm pesticidele, mai ales dacă vorbim de struguri în ultima perioadă, adică când strugurii se coc, pentru că toate aceste pesticide pe urmă nimeresc în vin și respectiv avem un produs infectat care are deja anumite probleme la certificări sau... ulterior. Конечно, есть риски и по жаре, и по наводнению, то есть, понятно, природные условия. Есть риски и по повредителям, от которых улитка, скажем так, беззащитна. Но с этой стороны работаем мы. То есть здесь мы ставим ловушки, ставим, дератизируем территорию, да, обрабатываем там допустимыми средствами, да. Как бы улитка работает для нас, мы работаем для улитки. Eu aș spune că noi avem o problemă la ziua de astăzi cu aprovizionarea de apă, da? Cu părere de rău s-au distrus toate sistemele cele sovietice care erau bune, rele, dar ele erau și acum ne-am pomenit într-o situație că ne rugăm la Dumnezeu să ploaie sau să nu ploaie. Noi, din păcate, în ultimul timp am defrișat toate liviezele, toate viile care au fost și s-au început să planteze foarte mult plante anuale. Având 1000 de hectare de plante multianuale, care ar fi un profit mult mai înalt, acolo își trebuie și mult forță de muncă. Și atunci se rezolvă întrebarea și cu forța de muncă care o avem în Moldova. Dar, din păcate, asta este că nu avem nici apă și nici plante multianuale așa de multe în Moldova. Мы начинали там условно с 3-4 соток. Конечно же, мы сразу понимали, что для того, чтобы улитка росла и была качественной, она должна питаться натуральными продуктами. То есть это все, это травка, это свежий воздух, это кукуруза, это соя, то есть все, что растет на земле, да? То есть как маленькому ребенку необходимо более щадящее питание, чтобы желудочек справлялся, да, с пищеварительной системой. Точно так же и улитка. Она постепенно набирает обороты, в конце, по истечении, там, допустим, 4-5 месяцев, это уже взрослая особь, которая готова дальше продолжить свой род. Vinurile au crescut foarte mult în calitate de la anii sovietici și cum este în prezent. Eu aș spune că au crescut în calitate în ultimii 15 ani. Deci, până la embargo acela rusesc care a fost, tot mai lăsat de dorit calitatea, dar acel embargo totuși a dat un șut în fund, cumva să-i spunem, vinificatorilor și s-au pornit pe calea cea dreaptă. Deja ferm se poate de spus că putem să concurăm cu orice vinuri din oricare colț al lumii și asta desigur ne face să fim cumva mai mândri, cumva să mai ridicăm capul mai sus decât era ceva ani înapoi.
Cred că asta este momentul nostru de glorie.